Bun găsit, doamnelor și domnilor, pentru că îmi susțineți activitatea atât de mult. Vreau să vă anunț că proiectul Alexandra Coman, acest canal de astrologie, a ajuns numărul 1 în România pe secțiunea astrologie. Așa încât vă mulțumesc. Și deoarece acest canal crește exponențial, în fiecare lună intră pe el și rămân pe el de la 1500 la 2000 și plus 2000 de oameni. Este important să anunț pe toată lumea că pe lângă acest proiect Alexandra Coman YouTube, care este un proiect pro bono, care este o informație astrologică muncită mult și de mine și de echipa mea la montaj ulterior, informație gratuită, care vine înspre voi pentru a ajuta la creșterea conștiinței colective. Vreau să vă reamintesc că există și o serie de produse scoase spre comercializare, produse pe care, dacă le achiziționezi, evident că ne susții activitatea. Din acest motiv, îți reamintesc că pe bilete.ro sau pe scriindu-ne pe adresa contactarond@alexandracoman.ro poți să achiziționezi horoscopul ultra detaliat al lunii. Poți să achiziționezi webinarii. Poți să achiziționezi horoscopul anului 2022. Sunt 4 ore și 40 de minute de filmare în care se analizează zodiile, fiecare zodie, ascendent și lună natală și relația cu planetele retrograde a fiecărei zodii în 2022. Deci, horoscopul lunii, webinarii, horoscopul ultra detaliat al anului 2022 pentru fiecare semn zodiacal în parte. V-am zis, 4 ore și 40 de minute de filmare. Și la final vă anunț că există și agenda anului 2022 în format PDF, deci format electronic, sau format fizic, poți să-ți o comanzi să-ți vină acasă. Prin achiziționarea acestor produse, așa cum ți-am spus, îmi susții activitatea și a mea și a echipei mele. Vreau să îți mulțumesc pentru toată participarea ta la creșterea proiectului de astrologie Alexandra Coman și te invit în continuare să vizionezi filmarea care urmează. Încă o dată mulțumiri și îți doresc o zi absolut superbă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de vineri, 11 februarie. Astăzi este o zi care îmi place mult, mai ales că este vineri și vine weekendul. Doi, îmi place foarte mult pentru că se întâmplă lucruri frumoase pe cer și este o zi excelentă pentru reinventare. Dacă vrei să te reinventezi, astăzi este ziua în care poți să înțelegi care e primul pas pe care l-ai de făcut pe calea acestui demers. Este o zi excelentă să închei relațiile toxice. Iar dacă relația ta nu mai funcționează sau simți că nu te mai împlinește, astăzi este o zi în care poți să începi să te gândești fie la un divorț, fie la o separare, v-am spus reinventare, dar te eliberezi de toate acele lucruri care te țineau înapoi, în urmă, care te atârnau de tine ca o piatră de moară. Este o zi bună pentru drumuri, călătorii și ne bucurăm cu toții de susținerea femeilor. Și ce vreau să vă spun? Dacă ești interesat să știi ce se întâmplă în acest an, în fiecare zi, în avans și să-ți planifici lucrurile, vezi că pe bilete.ro există agenda detaliată a anului, care are foarte multe informații pentru tine. E în format PDF, e în format fizic, aruncă o privire. Nu ai ce să pierzi, pentru că acolo poți să știi mai multe lucruri în avans și uite, de exemplu, acum ne reinventăm, dar e bine să știi ce ai de făcut mai departe, ce te așteaptă în următoarele zile, fiecare zi având o zi, secțiune zi potrivită pentru sau zi nepotrivită pentru. Și atunci te reinventezi, dar te și pregătești în avans știind ce urmează să vină, ce zici de asta. Ok, am prezentat așa zona generală a zilei, ți-a reamintit de agenda și hai să vedem ce se întâmplă astăzi cu fiecare semn zodiacal în parte.
Și încep cu... Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Ai foarte multă treabă și chiar dacă weekendul îți bate la ușă, ai grijă că este un moment în care vertexul este un punct virtual foarte important în astrologie, te susține foarte mult pe casa carierei, așa încât centrează-te pe carieră astăzi pentru că ai doar de câștigat din această focusare a ta pe domeniul care îți trebuie. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Te iei la harță cu autoritățile. Sau simți că ți se face o nedreptate, simți că cineva nu joacă cum trebuie. Să știi că nu greșești. Ceea ce simți este corect și în acest moment trebuie să-ți aduni toate informațiile astfel încât atunci când treci la atac să o faci frontal, direct și să nu existe formă de ripostă. Așa că mai așteaptă puțin să mai aduni subiecte, argumente, dovezi care să susțină nevinovăția sau cazul. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi încearcă să nu gândești negativ. Este o zi atât de frumoasă și chiar dacă unii gemeni se vor confrunta cu anumite blocaje, limitări, nu vă panicați pentru că se rezolvă. Atenție că astăzi aveți tendința să amplificați o situație mult mai mult decât este ea în realitate. Așa încât încercați să vă păstrați capul pe umeri și când simțiți că derapați, când simțiți că, nu știu, vă apucă frica din temir ce, luați-o pe calea logicii. Abordați calea logicii și o să vedeți că n-aveți cum să greșiți. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi, racii se pot reinventa. Sunteți foarte bine susținuți pe casa reinventării personale și poți să lucrezi la imagine și acest lucru la imagine pornește din cap, dar se poate manifesta și fizic. Fie planificându-ți o ședință la spa, la coafor, la cosmetică, să începi un pic de sport, să începi o dietă dacă te interesează. Lucrează, pregătește-te pe imaginea fizică și imaginea pe care o manifesti în exterior, pentru că te va ajuta foarte mult în proiectele tale viitoare, acest demers pe care îl poți începe acum și să se bucure și de mult succes. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Aveți de reglat ceva care ține de acte, hârtii și documente și este o zi excelentă să lucrați în acord cu autoritățile, să cădeți la o înțelegere sau să faceți o solicitare. Cereți-vă drepturile astăzi și vă puteți împăca sau vă puteți înțelege foarte bine cu persoanele în vârstă. Este o zi foarte bună pentru leii care trebuie să-i convingă pe cei din jurul lor să îi urmeze sau să facă o anumită acțiune. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Comunicarea va face astăzi diferența între liniște și război. Plutește în aer o sămânță de ceartă, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de relația ta, fie că este vorba de o persoană din anturajul tău. Și atunci, pentru a nu declanșa un conflict care va fi greu și complicat de stins,
Cel mai bine este vorbește, exprimă și vei reuși să ai feedback-ul necesar din partea celorlalți și să se liniștească lucrurile, să ajungi la o zonă de acalmie. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Ai valori foarte puternice și ai un simț etic extraordinar. Ești dedicat sau dedicat acțiunilor pe care le faci, numai că în ultima perioadă ai luat-o prea în serios. Ești extrem de reactivă și ori muncești prea mult, ori te enervezi foarte ușor, ori iei lucrurile prea în personal. Și acum este momentul să te relaxezi. Planifică-ți, te rog, un weekend cât mai detașat de orice problemă existențială, pentru că în acest weekend tu ai capacitatea să-ți încarci foarte bine bateriile și acum este momentul să te axezi pe ziua de vineri, să-ți planifici celelalte două zile din weekend, să te detașezi de toată lumea. Și încearcă să te înconjuri astăzi de persoane pozitive, care au o stare de spirit cât mai bună și care te pot dinamiza. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi te ajută o femeie să rezolvi ceva important, fie la locul de muncă, fie legat de niște acte, fie legat de viața personală sau poate întâlnești o terapeută foarte bună. În schimb, am să-ți dau o veste care, nu știu, poate pentru unii Scorpioni nu o să le placă foarte mult. Vedeți că ori vă îngrășați, ori vă crește pofta de mâncare, așa încât dacă nu veți lua măsuri începând de azi, azi e o zi foarte bună să luați acele măsuri, o să aruncați sacul cântarului foarte înspre sus. Orice exercițiu fizic este binevenit și ia puțin în calcul o discuție cu medicul sau cu nutriționistul care să îți recomande un stil de alimentație mai bun sau potrivit pe necesitățile tale legate de activitățile zilnice. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi Săgetătorul se poate vizualiza în felul următor, știi, o cameră plină cu oameni și tu ești persoana aceea care iluminează pe toți și care îi înveselește și care îi dinamizează. Ești hipnotică, ești șarmantă, este o zi excelentă să comunici cu cei din jurul tău. Însă îți recomand să fii foarte atentă la detaliile care se manifestă astăzi, la nuanțele, fie dintr-o conversație, fie dintr-un gest, fie dintr-o atitudine, pentru că ai să primești niște informații foarte bune legate de aceste nuanțe, să spunem, aceste elemente adiacente. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. S-ar putea ca unele lucruri sau acțiuni pe care le faci astăzi să ți se pară mai dificile la prima vedere sau la prima abordare. Wow. Dar dacă vei reuși să secționezi, să împarți acțiunile pe care le ai de făcut pe porțiuni mici sau să abordezi tehnica pașilor mărunți, vei vedea că vei reuși să rezolvi lucrurile mult mai eficient decât dacă iei un hey rup de ăla. Este o zi foarte bună să te afirmi și ai puțin mai multă încredere în tine, în forțele tale și mai ales în înfățișarea și în aliura ta, în șarmul tău, pentru că astăzi aceste atribute îți vor deschide foarte multe uși. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Atitudinea generală sau reacțiile pe care le ai s-ar putea să declanșeze ceva confuzii în rândul celor din jur, care nu vor ști cum să te abordeze.
Dacă vei fi mai disponibilă sau disponibil să explici ceea ce dorești de la ei, s-ar putea să faciliteze comunicarea dintre tine și cei din jurul tău și să eviți astfel niște conflicte nedorite. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Încearcă să nu mai fii atât de reactivă sau reactiv, pentru că oamenii exprimă, oamenii cer, oamenii se comportă într-un anumit fel, dar nu înseamnă că trebuie să fie în aliniere cu ceea ce vrei tu. Uneori e ok să fim diferiți și asta tot face viața cât mai interesantă. Deci nu lua lucrurile prea în personal, în raport cu modul în care cineva se comportă sau felul în care îți solicită un ajutor pentru, sau îți solicită ceva, un sprijin, o intervenție, pentru că nu e atitudinea corectă și consum mulți nervi și o iei prea în personal. Încearcă să ai o abordare mai relaxată, mai laxă și dacă nu vrei să fii în preajma acelei persoane, pur și simplu găsește-ți o scuză politicoasă și declară-te ocupat sau ocupat. Dar nu reacționa emoțional prea intens astăzi. Dragii mei, un weekend superb vă doresc, să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând tuturor! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează. În acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra-detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați, intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu un bilet, pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare, sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!